Dar știi ce e dragostea? Găsești o, o, persoană care îți mișcă, îți învinge forța de atracție a Pământului și devine centru de atracție al tău. Dar de ce, domn ne întregostim de anumiți oameni și nu de alții? Omul este un centru care emană în permanență fluid, fluid și comunică cu celălalt. Și se întâmplă, se întâmplă să se întâlnească în anumit moment, în o anumită situație de care el nu este conștient. Asta este, asta este o mistică. Asta vine ca o, ca o Că viața m-a dat cu capul de toți pereții și nu știu cum de-a rămas întreg capul meu. Dacă omul își are personalitatea lui, dacă omul își apără libertatea lui, dacă omul își urmărește un ideal al lui, omul are o, un scop în viață, atunci viața este grea și este complicată. Asta a fost destinul meu și cred că Dumnezeu îmi dă zile și îmi dă viață ca să sufăr să-mi dau seama ce greșele au făcut eu în viața mea, de ce trebuia să trăiesc, de ce trebuia să înfrunt atâtea, de ce, de ce. Toate cărțile mele din durere s-au născut, nu din plăcere. Cred că moartea sunt teme de mine, pentru că în viața mea am murit de trei ori. Cei cu lumea asta? Nu-i destul războaie, războaie, războaie. Aș vrea ca lumea să se împace odată pentru totdeauna. Pentru ce sunt eu trimis sau adus sau delegat pe lume pentru, pentru a mărturisi durerile și necazurile și nenorocirile neamului meu.